Bună seara și bine v-am regăsit la Monitor. Sunt Diana Brădean, iar pentru început vă invit să vedeți care sunt câteva dintre titlurile zilei. Captură impresionantă de heroină la Timișoara. Demonstrații publice spectaculoase de ziua poliției. Noul pod peste Tisa este tot mai aproape de realitate. Aparat de fizioterapie donat gimnastelor din Deva. Captură impresionantă de heroină la Timișoara. 4 kg și jumătate de droguri de mare risc au descoperit oamenii legii în mașina unor cetățeni sârbi. Cei doi fac parte dintr-o rețea de traficanți care opera pe rețeaua Turcia, Albania, Italia, via Bulgaria și România. Polițiștii spun că valoarea stupefiantelor este de aproximativ 250.000 de euro, iar puritatea una extrem de ridicată. Traficanții au fost săltați, demascați și polițiștii de la crimă organizată, iar acum sunt în arestul IPJ Timiș pentru următoarele 24 de ore. Ei urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. Un șofer grăbit a evitat în ultima clipă impactul cu doi copii care se îndreptau spre școală și a intrat într-un canal de pe marginea drumului. Speriat, atât el cât și pasagerul din dreapta au fugit de sub ochii polițiștilor, lăsându-și mașina în șanț. Unul dintre ei a fost găsit la scurt timp de polițiștii maramureșeni și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Nici urmă însă de celălalt, iar motivul este simplu. Este cercetat penal pentru comiterea unor infracțiuni cu violență. Accidentul s-a petrecut dimineața la marginea orașului Baia Mare. Șoferul unui autoturism înmatriculat în satul Mare a intrat cu mașina în șanț, după ce a evitat în ultimul moment impactul cu doi copii care se îndreptau spre școală. Atât el cât și pasagerul din dreapta au fugit de la locul accidentului. O să mă duc cu copiii la școală, știi? Așa. Nu. Cum o să mă duc cu copiii la școală și din mână o să iei omul acela. Din mână o să iei, pe amândoi copii și el s-a sărit în șanț. Și-a fugit după el polițaiul. Ce l-a prins? Nu l-a prins deloc. Nu. A fost bat? A fost rupt de bat acolo în salvare. Rupt de bat. La scurt timp, unul dintre cei aflați în mașină a fost prins. Nu a vrut să spună polițiștilor dacă s-a aflat la volanul mașinii sau a fost un simplu pasager. Cert este că fugarul este cercetat în mai multe dosare penale pentru comiterea unor infracțiuni cu violență. Am fost solicitați la un accident rutier în care au fost implicate două persoane. La fața locului nu am găsit pe nimeni, au părăsit locul accidentului, una dintre victime a fost găsită și transportată la spital. Bărbatul este căutat și la această oră de polițiști. S-a ales deja cu dosar penal pentru fuga de la locul accidentului. Dacă se va stabili că era și băut, va fi cercetat și pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Ieftiniri mai rapide. TVA ar putea să scadă chiar mai repede decât plănuise executivul. Guvernul va decide luna viitoare ce produse vor fi mai ieftine începând cu luna iunie. Avem, practic, datele pe primul trimestru, care sunt extrem de pozitive, legate de încasări la buget și putem, în mod real, 99%, am spus, pentru că, sigur, trebuie să discutăm cu instituțiile financiare internaționale, să le arătăm aceste date. Putem să devansăm față de 1 ianuarie, când intră în vigoare tot codul fiscal și cod de procedură fiscală, putem să devansăm o măsură legată de reducerea TVA-ului. Dar nu putem să le facem pe amândouă, adică și de la 24 la 20 tot TVA-ul și de la cât este acum la 9% pentru produsele agricole. Putem doar una dintre ele ca să nu riscăm și să nu avem vreun dezechilibru bugetar. Primarii pot majora taxele locale cu 50%, nu cu 20%, cu cât îi lăsa legea până acum. Ne oferă mai multe informații despre această decizie a guvernului, Daniel Berar. Guvernul a decis abia la începutul acestei săptămâni să nu mai majoreze valorile impozitabile aferente taxelor și impozitor locale comparativ cu proiectul codului fiscal din luna februarie, cu argumentul că primarii vor fi lăsați să crească aceste taxe cu până la 50% față de 20% cât a fost până în prezent. La acest moment, premierul Ponta a susținut că informația nu este corectă și că decizia de indexare va aparține primăriilor. Proiectul adoptat astăzi de guvern nu mai ridică valorile impozitabile, dar îi obligă pe primar să indexeze impozitele anual, nu odată la 3 ani, cum a fost până în prezent. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Mare sărbătoare astăzi în bisericile creștine. Credincioșii au sărbătorit Buna Vestire, unul dintre cele mai mari praznice care prevestesc învierea Domnului. Este ziua în care Fecioara Maria, împreună cu întreaga umanitate, primește vestea că Dumnezeu vrea să facă pace cu omul prin trimiterea în lume a Mântuitorului Hristos.
creștinii din toată lumea au fost uniți astăzi în biserici de una dintre cele mai importante sărbători creștine, Buna Vestire. Momentul în care, în mod deosebit, se marchează începutul mântuirii neamurilor. Așa cum spune cântarea troparului acestui praznic, că astăzi este începutul mântuirii noastre și descoperirea și arătarea tainei celei din via. Vestea că a fost aleasă pentru a fi mama Mântuitorului Hristos i-a fost adusă Fecioarei Maria de Îngerul Gavril. Văzând că este speriată, Îngerul a început să-i aducă aminte momente din Vechiul Testament și a spus despre Sara. Adu-ți aminte cum Sara era în vârstă și cum la bătrânețe a născut fiul. Adu-ți aminte cum a înverzit și a înfrunzit și a rodit toiagul lui Aron în tabără. Adu-ți aminte cum mama ta era în vârstă și stearpă și te-a născut pe tine. Pentru că cele ce la oameni sunt cu neputință, sunt cu putință la Dumnezeu. Sărbătoarea de astăzi a Bunei Vestiri este ultima în calendarul ortodox înainte de începutul săptămânii patimilor Mântuitorului, săptămână care debutează cu Duminica Florilor, cea mai mare sărbătoare creștină înaintea praznicului Învierii Domnului. Tot astăzi, sărbătoarea Bunei Vestiri i-a adus în piețe pe cei care vor să aibă pește pe masă. Vânzătorii abia au mai putut face față cererii. De la prima oră a dimineții, piețele au fost pline de cumpărători. La standurile cu pește a fost cea mai mare aglomerație. Cât despre prețuri, sunt pentru toate buzunarele. De la aproximativ 7 lei kilogramul de hering sau 22,90 de lei pe un kilogram de păstrăv, până la 50 de lei kilogramul de somon. Niște macro din ăsta, de fan. Am înțeles. Și cum o să-l faceți? Cum îl prepareți? Prăjit, băiatul meu. Prăjit. Cu mămăliguță? Da, cu niște usturoi. Da, niște macro. Macro? Da. Ați ținut post? Nu. Nu, dar luați pește. Da. Ce luați? Traf româneca, mă văd... Din ăsta viu așa? Da, nu-mi vreau. Ați ținut post? Nu. Da, vă bucurați de pește? Normal. Între timp, comercianții se pregătesc să scoată și miei pe piață. Anul acesta, carnea de miel va fi mai ieftină față de anul trecut, anunță comercianții. Ziua Poliției Române marcată într-un mod spectaculos. Vedeți ce s-a întâmplat după rubrica Meteo. Bun găsit! Pentru mijlocul de săptămână, vremea s-a păstrat mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, cu deosebire nord-vestul și centrul țării. Cerul s-a înorat treptat dinspre sud-vestul teritoriului, astfel încât a plouat în general slab, mai ales în Banat și Oltenia. Maximele diurne au ajuns în termometre până la 20 de grade. La noapte, cerul va fi variabil la senin cu înorări în sud-vestul țării. Vântul va avea intensificări la munte și în Banat, iar în celelalte regiuni va sufla slab până la moderat. Local în zonele joase, în special din estul și sud-estul teritoriului, se va semna la ceață, iar izolat se va produce brumă. Minimele termice vor fi cuprinse între minus 2 și 6 grade. Atât pentru un moment, revin în câteva minute cu alte detalii despre vreme. Peste 5600 de polițiști, agenți și ofițeri au fost avansați în grad de Ziua Poliției Române. Cu această ocazie, în toată țara au fost organizate demonstrații publice spectaculoase. Cu prilejul aniversării a 195 de ani de atestare documentară a Poliției Române, doresc să mulțumesc în mod special fiecărui polițist care își face datoria pentru modul în care își îndeplinește misiunile cu profesionalism, cu devotament, demonstrând permanent determinare, corectitudine, cinste și încredere în puterea legii, precum și familiilor care sunt permanent alături. La Arad, evenimentul a început cu ridicările în grad, dar și cu premierea celor mai buni țintași la tir dintre jurnaliști. Printre clasații pe podium s-a regăsit și colega noastră, Georgiana Țentea, care a luat locul întâi la tir. Să zicem că mi-am imaginat că este cineva la capătul țintei, știi? Oricum, să știi că anul acesta nu am obținut rezultate chiar atât de bune, deși am luat locul întâi, nu am nimerit chiar atât de bine ținta. Au fost alți ani în care am fost mai perspicaci, așa,
ca să spunem așa. Ei, e, cum să zic, un moment frumos, e interesant pentru că, iată, și noi cei din spatele camerelor avem posibilitatea de a te familiariza cu un pistol chiar și câteva minute pe an, ca să, dacă e să ne raportăm la timp, dar oricum e interesant și felicitări Inspectoratului Județean de Poliție pentru astfel de activități. Și anul acesta, Ziua Poliției Române a fost celebrată cu fast. Cei care ne apără viața au făcut publice câteva dintre secretele meseriei lor. Și în acest an de bună vestire, când sărbătorim Ziua Poliției Române, am dorit să fim alături de concetățenii noștri, de arădenii din mijlocul cărora și noi facem parte și în slujba cărora muncim. Așadar, am pregătit mai multe surprize, inclusiv aceste expuneri ale dotării și tehnicii cu care lucrăm noi zi de zi. Vor avea loc exerciții demonstrative de prindere și imobilizare a infractorilor. De asemenea, toți cei prezenți vor putea vedea aparatul radar, autospecialele cu care lucrează poliția, vorbind despre autospecialele poliției rutiere, cele ale serviciului de acțiuni speciale, precum și cele de ordine publică. Printre cele mai interesante dotări a fost laboratorul criminalistic mobil, destinat cercetării la fața locului, de asemenea și trusele specializate realizate tot în domeniul criminalisticii. Mașinile de poliție, ca de fiecare dată, au făcut senzație printre spectatori. De ce ați venit astăzi aici? Pentru să vedem Ziua Poliției. Și ce așteptați să vedeți? Demonstrații. Știți ce demonstrații vor urma? Da, cu câini. Păi am venit aici pentru că n-am mai fost niciodată la o zi de la Ziua Poliției și m-am gândit că ar putea fi interesant. Ce te aștept să vezi aici? Păi am venit ca să văd reprezentații cu câinele. Scamatorile cu căței sau ce fac. Partenerii de nădejde ai polițiștilor, câinii de intervenție, au fost și ei în centrul atenției. Cei mici au fost extrem de încântați când au văzut, la fel ca în filme, o demonstrație realizată de un dresor. Parcul Tricolorului din Reșița a fost și el împânzit de polițiști. Inspectoratul Județean de Poliție Caraș-Severin a celebrat cei 193 de ani de existență printr-o expunere a dotărilor, a tehnicii și autospecialelor de intervenție. Copiii, alături de cadre didactice, dar și părinți, au fost impresionați de standurile expoziționale ale celor de la criminalistică, dar și de expoziția de arme, cea de echipamente speciale, uniforme și mai ales de prezența celor doi câini polițiști care i-au încântat pe copii. Copiii și tinerii au urcat în mașinile speciale de intervenție, au admirat uniformele și aparatura, au pus întrebări și unii dintre ei s-au arătat chiar interesați să urmeze o carieră în poliție. Obișnuiți-mă cu temele, din așa să nu mai aveți. Bună, ce puteți! Și în Baia Mare, cei 193 de ani de lege și onoare ai poliției au fost sărbătoriți cu mare fast. Cuvinte de laudă, dar și de mulțumire pentru dăruirea și spiritul de sacrificiu al oamenilor legii au răzbătut la tot pasul. Poliția și-a scris istoria. O paradă de fapte așternute dezordonat la început, iar apoi caligrafiate, uneori năvalnic, alteori scângaci, de multe ori cu sabia și mai de puține ori cu blândețe. În Deva, emoțiile au fost duble pentru 4 ofițeri de poliție și 7 agenți, care au fost avansați în grad înaintea îndeplinirii stagiului minim profesional. Alți 24 de ofițeri și 115 agenți de poliție au fost avansați în grad odată cu îndeplinirea acestui stagiu. Și aici, oamenii legii au organizat o prezentare a autospecialelor din dotarea instituției, a ofertei educaționale a școlilor de poliție, dar și demonstrație de intervenție a polițiștilor Serviciului Acțiuni Speciale. Efectuând control corporal sumar și conducându-le spre autospecialele poliției. Cu
conducerea IPJ Hunedoara a avansat în grad 10 ofițeri și subofițeri și a premiat pe polițiștii care s-au remarcat în activitate pe parcursul anului 2014. În 2015, Poliția Municipiului Deva a fost nominalizată și a și câștigat acest loc. Eu zic că este un lucru foarte bun. E un lucru care cred că pentru viitor va face pe colegii mei să devină mai insistenți, să spunem, pe ghilimele, de a-și face meseria. Nu e prima dată când am fost nominalizat și nu e prima dată când am câștigat IPJ-ul. Într-un fel, suntem obișnuiți. Polițistul anului în județul Hunedoara a fost desemnat comisarul de poliție Daniel Enea. Cum e ca polițistul anului 14? Neașteptat. Sunt foarte emoționat. Nu am așteptat pentru nominalizare. Mulțumesc încrederea dată și mă bucur că am putut, alături de colegii mei, să contribui la asigura un climat de siguranță în cetățenii mei. Alarmă în zona CET Hidrocarburi din Arad. Echipajele de pompieri au fost alarmate de cetățeni care au constatat că dinspre coloanele care transportă apă caldă aflate pe o stradă din spatele centralei se înalță un nor de fum. Din fericire, pompierii au reușit să domolească în scurt timp flăcările fără ca acestea să producă prea multe pagube. Se cercetează acum cauzele producerii acestui incident. Conform statisticilor în țările dezvoltate, circa 12% dintre femei sunt diagnosticate cu neoplasm mamar în decursul vieții, însemnând că o femeie din 8 se va îmbolnăvi de această maladie. În acest context, caravana Help 25 va poposi timp de o lună în Arad și va încerca să aducă la cunoștința femeilor riscul îmbolnăvirii de cancer mamar. Fundița roz reprezintă și simbolul luptei împotriva cancerului mamar și va poposi la Arad timp de o lună. Datorită caravanei Help 25 a ajuns și la Arad cu scopul de a promova în rândul femeilor controlele regulate pe care acestea trebuie să le facă pentru a combate cancerul mamar. Campania OncoHelp, care a început mediatizarea caravanei Help 25, își propune să aducă la cunoștința femeilor din regiunea de vest importanța diagnosticării cancerului la sân. Existând un risc major ca majoritatea femeilor să se îmbolnăvească de această boală, în centrul Aradului, timp de o lună, va poposi sigla acestei campanii, care le va ajuta pe doamne să conștientizeze importanța depistării din timp a acestei boli. În ceea ce privește mediatizarea campaniei prin intermediul Fundei Roz, se prevede conștientizarea unui număr cât mai mare de populație, cu privire la nevoia conștientizării riscului de cancer la sân, la controle regulate pentru femei și depistarea precoce a acestei boli, pentru că sunt din ce în ce mai multe femei care ajung la medic într-un stadiu avansat al bolii. Caravana a debutat în anul 2013 în Timișoara, după care și-a răspândit activitatea în Oradea, iar acum a ajuns și la Arad. În perioada următoare va continua ca timp de o lună să ajungă în fiecare oraș din regiunea de vest. Obiectivele sale principale sunt strângerea de fonduri pentru achiziționarea unui mamograf performant, un mamograf digital pentru regiunea de vest a țării și totodată implementarea unui program de prevenție și depistare precoce a cancerului la sân. Asociația OncoHelp aduce la cunoștința doamnelor că este extrem de important controlul mamar regulat pentru a fi diagnosticat din timp orice risc de îmbolnăvire. Din păcate, nici arădengele nu sunt foarte conștiincioase în ceea ce privește controlele periodice. Spuneți-mi, vă rog, dacă cunoașteți semnificația acestei fundițe. Nu știu. Știți că este folosită la lupta împotriva cancerului mamar? Acum mi-aduc aminte. Mergeți des la controle? Știți că există un risc ridicat de a face astfel de... Da, știu, dar nu mă duc așa de des. Nu știu. Știți că este lupta împotriva cancerului mamar? Da, asta știu, știu. Știți că este un grad de risc foarte ridicat în rândul femeilor de a se îmbolnăvi? Știu. Și păcat de noi că nu umblă nimeni după noi. Nu. Știți că este folosită la lupta împotriva cancerului de sân? Cred că am fost ignorantă, nu știu, chiar nu știu. Mergeți la control regulat, știți că există un risc foarte mare de a face cancer mamar? Știu că există. Mă duc la control. În general, de mine am grijă. Cred că pentru la farmacie pentru inimă. Știți că este folosită pentru împotriva luptei de cancer mamar? Știam ceva, dar nu știam sigur. Mergeți des la controle. Știți că există un risc ridicat de a face astfel de boală? Da, da. Împotriva cancerului? De asemenea, datorită investiției într-un mamograf de ultimă generație, asociația va oferi câte 5.000 de mamografii gratuite femeilor defavorizate din regiunea de vest.
Noul pod peste Tisa, care leagă România de Ucraina, este mai aproape de realitate. După 2 ani de la demararea discuțiilor, autoritățile române au dat vestea cea bună. Un constructor din capitală va realiza producție podului în valoare de 10 milioane de euro. Noul pod peste Tisa prinde contur. În prezent, localitățile Sighetu Marmației și Solotvino din Ucraina sunt legate printr-un pod cu o singură bandă pe sens, construit la începutul anilor 2000 și consolidat în perioada 2007-2008. Noul pod din beton ar urma să aibă însă 4 benzi de circulație și va deservi în condiții bune traficul de tranzit internațional de mărfuri și persoane de pe teritoriul României. Demararea construcției efective este la distanță de doar o semnătură a vecinilor ucraineni. Am închis o poveste pe care o port în gură de 2 ani de zile. Un singur acord trebuie, care acordul există între state, dar la ora actuală ce este în Ucraina, trebuie să clarificăm din punctul ăsta de vedere cu cine povestim azi acolo pe o singură semnătură. Cele 2 întâlniri ale premierilor României și Ucrainei, a ministrilor de externe României și Ucrainei și prezența și vizita domnului președinte al României, Klaus Iohannis, în Ucraina, îmi dă garanția și siguranța că vom avea un feedback pe această investiție. Demersurile pentru realizarea podului cu 4 benzi peste Tisa au început în primăvara anului 2013. La distanță de 2 ani, un constructor din București ar urma să realizeze proiecția podului. Au fost, mi se pare, nu știu, 5-6 firme au fost care au licitat, s-au contestat. Firma câștigătoare a stat aproape jumătate de ani de zile la această mizerie care se numește contestare. În următoarele zile vor avea loc 2 întâlniri la Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi pe tema noului pod. Acesta va fi construit printr-un grant european în dreptul localității Teplița și va ajunge pe malul ucrainean în vecinătatea localității Biserica Albă. Un aparat de fizioterapie a fost donat gimnastelor lotului național de junioare de către clubul Rotary Deva. Achiziția acestui aparat a fost posibilă în urma donațiilor făcute în cadrul proiectului Primăvara înfloresc campioanele. Această cutie, care pare foarte mică, generează pentru electroterapie 200 de forme de curent, care se pot alege în 2 feluri. O dată se poate alege după diagnostic și a doua după prescripție. Gimnastele care se antrenează la Deva au, începând de astăzi, posibilitatea să-și trateze problemele de sănătate chiar în cadrul Centrului Olimpic. Aparatul de fizioterapie a fost predat în prezența gimnastelor și a antrenorilor. Nevoile lor sunt mult mai mari. Aparatul de fizioterapie este una dintre nevoile lotului. Dar încercăm pas cu pas să implicăm cât mai multe persoane. Alături de noi au fost nu doar deveni, au fost și hunedoreni și persoane de bine din tot județul. Mă bucur că inițiativa lansată de Fundația For Gym de a intra într-un parteneriat, la sugestia doamnei Gabriela Mărginea de a intra într-un parteneriat cu Clubul Rotary, partenerat pe care am îmbrățișat cu toată încrederea și cu toată speranța, s-a dovedit a fi justificate și lucrurile au început să prindă contur, să se materializeze pe toate direcțiile care au fost lansate la începutul proiectului. Reprezentanții Rotary Deva spun că vor continua proiectele de susținere a gimnastelor care se pregătesc pentru marea performanță în centrul de la Deva. Un nou scandal în politica românească. Senatul a votat împotriva ridicării imunității parlamentare a lui Dan Șova. Asta după ce în aceeași zi fostul ministru al finanțelor Darius Vâlcov n-a beneficiat de aceeași clemență. Liberalii contestă votul la Curtea Constituțională. Deputatul Claudia Boghicevici a criticat dur felul în care senatorii au înțeles să răspundă solicitărilor venite din partea justiției. Parlamentarul arădean consideră nefirească dubla măsură cu care s-au judecat cazurile Șova, respectiv Vâlcov. Am asistat astăzi la o scenă de dreptul penibilă în Senatul României. Am văzut un fost magistrat, doamna Jipa, miruindu-l pe domnul senator Șova și apelând încă o dată la mila divină, în loc să apeleze la o procedură stabilită atât prin Constituție cât și prin legile statului român. Am văzut cum majoritatea parlamentară aplică
o dublă măsură. Într-un caz a fost folosită majoritatea absolută, iar în celălalt caz majoritatea parlamentarilor prezenți, încercând astfel să îl scape pe domnul Șova de încuvințarea arestării. Vom contesta la curte acest document emis de Senatul României. Deputatul Arădean consideră că votul de astăzi este un nou pas pe loc din partea clasei politice, care nu răspunde solicitărilor societății de a nu mai proteja politicieni suspecți de corupție. Este clar că s-a dorit să se facă încă o dată zid în jurul corupților și acest lucru nu trebuie să se mai întâmple în Parlamentul României, pentru că ultimele trei rapoarte MCV arată foarte clar că imaginea Parlamentului este decredibilizată, cetățenii nu au încredere în cei care i-au trimis în Parlament și acest lucru ține chiar de noi, dacă ne dorim să schimbăm această percepție. Liberalii speră ca în actuala sesiune parlamentară să fie votată obligativitatea votului electronic la vedere în Parlament, astfel ca fiecare dintre aleși să-și asumă responsabilitatea pentru votul său. Au început pregătirile pentru târgul de primăvară, surpriză pentru arădenii care au trecut astăzi pe faleza Mureșului și explozie de animii în Maramureș. Aflați detalii despre toate acestea din grupajul de știri pe scurt. Au început pregătirile pentru târgul de primăvară din fața primăriei Arad. Vor fi amplasate aproximativ 40 de căsuțe de unde arădenii vor putea cumpăra produse tradiționale și cadouri de Paști. Noutatea vine din dispunerea acestor căsuțe. S-a renunțat la platforma care a cauzat distrugerea spațiului verde și acestea sunt amplasate pe platoul din fața primăriei, pe aleile adiacente acestuia și pe strada Romul Veliciu. Târgul va funcționa începând cu acest weekend până după Paști. Surpriză pentru arădenii care au trecut astăzi pe faleza Mureșului. După ce cu doar câteva zile în urmă au semnalat că pe șantierul de la pasarela de peste Mureș nu se întâmplă nimic, muncitorii s-au mobilizat și au realizat un salt înainte spectaculos în ceea ce privește lucrările. Astfel, în cursul acestei zile a început unirea celor două laturi ale pasarelei, astfel că cei care trec prin zonă au o imagine aproape definitivă asupra modului cum va arăta pasarela. Obiectivul va fi inaugurat odată cu deschiderea sezonului estival în data de 1 mai. Anemiile au apărut imediat ce gradele au urcat în termometre. În Maramureș, tineri și bătrâni iau cu asalt cabinetele medicilor, acuzând palpitații, oboseală și insomnii. Specialiștii spun că de la începutul anului s-au înregistrat 37 de cazuri grave și îndeamnă la prudență. Anemiile provoacă extenuare, apatie și dureri de cap. Zeci de cazuri grave au contabilizat medicii de la începutul anului. La primele semne serioase de oboseală, oamenii sunt îndemnați să se prezinte la medic. Foarte importantă este analiza de sânge, care arată dacă nivelul hematiilor este scăzut. Pentru ca intrarea în primăvară să nu fie deficitară, specialiștii recomandă consumul de alimente bogate în fier, legume, zarzavaturi și carne. De un real folos pentru cei mai sensibili sunt suplimentele de vitamine și fier. Evenimentul internațional de construcții și instalații Confort Construct și Install, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, în perioada weekendului trecut la Expo Arad, a primit vizita a peste 3.000 de vizitatori. Bilanțul expoziției este unul de succes pentru organizatori și participanți, impresiile de după eveniment fiind pozitive. Expozanții din România și Ungaria, prezenți cu oferte în cadrul evenimentului, au apreciat interesul crescut al publicului vizitator, care a fost preocupat de oferte concrete și chiar de achiziționare direct din târg de produse și servicii. În urma discuțiilor avute cu partenerii prezenți la evenimentul de instalații și construcții, care a avut loc săptămâna trecută la Expo Arad, partenerii noștri s-au exprimat optimismul pentru branșa pe care o reprezintă, făcând referință la numărul pozitiv de vizitatori. Săptămâna trecută au trecut pragul instituției peste 3.000 de vizitatori.
ceea ce înseamnă atât pentru noi cât și reprezentanții branșei o oportunitate în ciuda situației economice în care ne aflăm de a se menține pe piață, de a ne menține cu toții pe piață și de a progresa. În cadrul evenimentului au fost prezentate produse și servicii din domeniul de construcții și instalații din zona euroregională cu participarea peste 70 de expozanți. Următorul eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad la Expo Arad este Târgul Primăverii între 16 și 19 aprilie 2015, eveniment cu participare internațională dedicat publicului larg. Târgul de flori și grădinărit, târgul de turism, salonul de hobby și mobilă, cunoscute de publicul larg de-a lungul timpului, vor fi completate cu salonul lichidărilor de stocuri, în premieră pentru acest eveniment. O nouă îndeletnicire de weekend pentru orădenii care locuiesc aproape de frontiera română-maghiară. Plimbarea pe bicicletă de la Oradea și până în localitatea maghiară Bihor-Chereșteș. Distanța dus-întors este de 40 de kilometri. Aproape 50 de pasionați ai mersului pe bicicletă au ieșit în acest weekend pe la Vama Borș, străbătând o bună distanță dintre România și Ungaria. Cei 40 de kilometri făcuți din pedale nu i-au obosit pe tineri, spun ei, ci le-au deschis apetitul pentru mișcare într-o zi atât de frumoasă de primăvară. A început să fie pasiune de când am început să iau în greutate, dacă se poate pune așa. Am început de anul ăsta cu grupul și e foarte bine. Atunci ce se adună oamenii și face mișcările, sunt foarte bine pentru sănătate. Să vă merge până în Berea Teofalu, Ungaria, unde sperăm să ne simțim mult, mult mai bine. Și vom fi o echipă fenomenală. Vreodată când ieșiți pe bicicletă? Nu, anul ăsta, din țară, da. Din țară, da. De-aia am și buletinul la mine, echipat, corespunzător. Mie îmi place mai mult în aer liber și să fac mișcare. Fiind la fiu ne putem uita la seara mai bine. Astăzi ce trebuie să faceți? Până la Bihor, care stăși. Colorul, eu zic că ar trebui purtat în orice zi. Nu că ar fi pentru bicicletă, că ar fi pentru mașină. E în suflet, în primul rând, da? Nu știu dacă se vede întotdeauna. Pistele amenajate în ultima vreme între Oradea și Bihor, Chereșteș, i-au încurajat pe tineri organizați într-un grup de pasionați să aleagă acest traseu în weekend. Astăzi vom face un traseu Oradea-Bihor-Chereșteș, cam 40 de kilometri dus-întors. Văd că sunt destul de mulți oameni prezenți, probabil că o să depășim 30 de persoane astăzi. O să trecem pe tronsonul transfrontalier, pista de biciclete. Până la granița cu Ungaria, pista este ok, ar trebui curățată din când în când, deoarece se adună nisip și tot felul de resturi. Nu știu, așteptăm să vedem la granița cu Ungaria. După ce intrăm în Ungaria, acolo nu era gata un tronson de 500 de metri, nu era finalizat anul trecut. Da, și pe alții să vadă ce... Da, sigur, invităm toți orădenii să ni se alăture, să iasă la mișcare. Săptămânal faceți? Săptămânal sau cum ne permite vremea. Sunt mulți amatori? Sunt foarte mulți pasionați în Oradea, dar problema e mediatizarea. Avem nevoie de mediatizare cât mai bună. Grupul a străbătut o porțiune a parcului industrial dintre Oradea și Vama Borș într-o oră, după care și-a continuat traseul în Ungaria. Pauzele au fost necesare și plăcute pe traseu. Unii au avut biciclete cu motor. Treabă cu asta e cu motor. Cum e? Pedelac sau cu motor? E din asta, asistare la pedalare. Așa și însă... e limitată la 25 și scade de pe la 15 așa. La deale bun. Te vezi mult cu ea? Destul. Pe tot traseul s-a pedalat pe piste speciale. Eu mă simt bine. Da, sigur. Aproape în fiecare duminică ieșim cu grupul cicliștii. E bine. Nu, după o săptămână de muncă e foarte ok. Hogy mondjam? Jó szívvel veszi. Itt minden nap, amikor piac van, itt minden nap itt vannak
pur. Da. Fiecare zi când e piață, vin oamenii aici. Cu biciclete? Cu biciclete, da. Ospitalieri sunt zâmbitori, ne salută, tot timpul dăm din mână când ne vedem unii cu alții. Deci fie că sunt români, fie că sunt maghiari, tot timpul ne salutăm unii cu alții. Să vedem acum care este prognoza meteo pentru ziua de mâine. În Oltenia, vremea se va încălzi, cerul va fi variabil cu unorări spre sfârșitul intervalului, când pe arii restrânse va ploua, vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 19 grade, iar cele minime între 3 și 8 grade. În Muntenia, vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil și doar în cursul nopții nebulozitatea se va accentua treptat, iar izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 19 grade, iar cele minime se vor încadra între 4 și 8 grade. În Dobrogea, vremea va fi caldă, cu aspect schimbător. Cerul va fi temporar noros, mai ales noaptea, când izolat în sudul zonei va ploua slab și vântul va sufla slab și moderat cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 19 grade, iar cele minime între 4 și 7 grade. În Moldova, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în cursul zilei, izolat se va semnala ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele minime între 2 și 6 grade. În centrul țării, vremea se va menține deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unele înorări și mai ales spre sfârșitul intervalului sunt condiții să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale, mai ales în sudul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 22 de grade, iar cele minime între 0 și 7 grade. În Maramureș, cerul va fi variabil temporar noros în cursul zilei, când izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab la moderat. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 19 grade, iar minimele între 3 și 7 grade. În vestul țării, vremea va fi schimbătoare și va deveni deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, ziua izolat va mai ploua slab. Vântul va sufla în general moderat cu intensificări locale în prima parte a intervalului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 22 de grade, iar cele minime între 5 și 10 grade. Aflați în câteva minute care va fi situația vremii în următoarele zile. Familiile victimelor au început să sosească în localitățile din apropierea locului unde s-a prăbușit marți avionul Airbus A320 al companiei Germanwings. În acest timp, operațiunile de recuperare a cadavrelor celor 150 de victime este în plină desfășurare. Primele familii ale victimelor au sosit în sudul Franței în noaptea de marți spre miercuri. Ele au fost întâmpinate de personalul prefecturii care le-a dus astăzi cu autobusul în localitatea cea mai apropiată de locul accidentului, transformată în cartier general al echipelor de salvare și al anchetatorilor. Primul etaj al casei tineretului din această localitate a fost transformată marți seara în capelă, destinată reculegerii sau susținerii psihologice acordate de trei asociații. Pe o stradă amenajată ca altar au fost depuse flori și lumânări, precum și cărți de condoleanțe. Alte familii ar urma să vină pe cont propriu. Au fost rechiziționate locuințe în toată regiunea pentru a găzdui aceste persoane. Spontan, locuitorii s-au manifestat pentru a pune la dispoziție cel puțin o cameră. În jurul orei 8-9 ora României, elicopterele și-au reluat survorurile deasupra Văii Galber pentru a continua căutările și a aduce cadavrele celor 150 de persoane aflate la bordul avionului A320. O activitate complicată deoarece cadavrele sunt dezmembrate, a declarat o sursă apropiată a anchetei. Rămășițele umane vor fi lăsate de elicoptere discret departe de privirile familiilor și plasate în containerele frigorifice care au ajuns de la Paris în această dimineață. 10 medici legiști sunt așteptați la fața locului. Potrivit informațiilor deținute de Le Figaro, cadavrele vor fi duse la spitale din Marsilia și Paris pentru dificilă activitate de identificare.
În acest scop, tuturor familiilor victimelor le vor fi prelevate probe ADN. Căutarea cadavrelor este dificilă din cauza faptului că zona este extrem de accidentată și izolată între munți, iar solul este deosebit de friabil, explică un membru al echipelor de intervenție. În plus, apa se scurge pe stânci și duce și mai departe rămășițele umane sau resturile avionului. Locul accidentului este situat la o altitudine cuprinsă între 1600 și 2500 de metri. Aerodromul localității este punctul de plecare al elicopterelor, dar și centrul unde se reunesc mijloacele. Este vorba despre o susținere medicală destinată familiilor, dar și echipelor de salvare în cazul în care membrii lor sunt răniți. La fața locului, numărul lor este de câteva sute, alături de 200 de jandarmi. Președintele francez François Hollande, cancelarul german Angela Merkel și premierul spaniol Mariano Rajoy erau așteptați în această după-amiază la capela improvizată din localitate. Marina rusă monitorizează atent fregada franceză Lafayette, care a intrat în Marea Neagră și se îndreaptă spre nord, în direcția apelor teritoriale ale Ucrainei. 6 nave militare NATO și un submarin s-au aflat în Marea Neagră în martie pentru exerciții de rutină menite să demonstreze capacitatea de apărare colectivă. Fregata Lafayette a intrat în Marea Neagră ieri seară. În prezent, aceasta navighează în apropierea coastelor de vest și se îndreaptă spre nord. Pentru un moment, deplasările sale nu au nimic extravagant, având în vedere că un convoi de nave NATO a participat recent la exerciții în această regiune, în apele din apropierea porturilor Varna din Bulgaria și Constanța, România, a precizat sursa citată. Conform sursei, Marina Rusă monitorizează în mod automat deplasările tuturor navelor care evoluează în Marea Neagră, dar este deosebit de atentă în cazul fregatei franceze. Dacă se deplasează spre nord, înseamnă că se îndreaptă spre apele teritoriale ale Ucrainei. Urmărim cu multă atenție, a subliniat sursa militară. 6 nave militare NATO și un submarin s-au aflat în Marea Neagră în martie pentru exerciții de rutină menite să demonstreze capacitatea de apărare colectivă. La exerciții au participat crucișătorul american USS Vicksburg pentru fregate NCSM Fredericton și TCG Ferguson, ROS Regina Maria România, ITS Aliso Italia și nave de alimentare germană FSG Spitzer și un submarin turc. Andreea Weiss ne spune acum care va fi evoluția vremii în următoarele 3 zile. Joi cerul va fi variabil cu unele înnorări. Temporar se vor semnala ploi slabe ziua, local în nord-vest și izolat în sud-vest, centru și sud, iar noaptea local în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la 23-24 de grade în lunca Dunării. Vineri, în regiunile intracarpatice, vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă din an. Treptat, nebulozitatea va cuprinde întreg spațiul geografic al țării noastre, iar dinspre sud, area ploilor se va extinde, acestea urmând a se semnala cu caracter temporar în toate regiunile. Sâmbătă, valorile termice vor marca o scădere semnificativă și în regiunile vestice, nordice și centrale. Cerul va avea înnorări și, mai ales în cursul zilei, va ploua în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 8 și 14 grade, iar cele minime se vor încadra între 1 și 7 grade. La munte, vremea va fi schimbătoare și va deveni deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, izolat vor fi condiții de precipitații mixte. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Rubrica Meteo se încheie aici. Sunt Andreea Weiss. Vă doresc o seară frumoasă. La revedere! În rubrica Sport aflați ultimele știri din lupte greco-romane, basket masculin și șah. Echipa de lupte greco-romane junior de la CSA Arad s-a clasat pe primul loc la prima etapă a campionatului național de calificare organizată la Cluj. Pe locul secund a încheiat Steaua București, iar pe 3 CS Botoșani. Sportivii pregătiți de antrenorul emerit Spiridon Stanciu au reușit să încheie concursul pe primul loc la mai multe categorii. Ștefan Petcu la 50 de kilograme, Teodor Hotărău 56 de kilograme, Irinel Botez 60 de kilograme, Mihai Mihuț 66 de kilograme, Nicolae Ojoc 74 de kilograme, Vlad Maria 74 kilograme, Răzvan Bitere 84 de kilograme și Alexandru Zgriba la 120 de kilograme.
În acest fel ne-am asigurat participarea la cele două turnee finale ale campionatului național pe echipe de juniori, care vor avea loc în septembrie și în noiembrie, deci în toamnă. Au participat 14 echipe, care în toamnă vor fi împărțite în două grupe și în urma celor două etape se va desemna echipa campioană națională. Pentru următoarele competiții, din toamnă s-au calificat 14 echipe, când se va decide echipa câștigătoare a campionatului. Sperăm să reedităm rezultatele de anii precedenți. Suntem de 4 ori consecutiv campion național la juniori și sperăm să reedităm rezultatul și să devenim pentru a 5-a oară consecutiv campion național la juniori. Pentru 3 dintre sportivii de la CS Astra urmează o competiție internațională, Campionatul European de Tineret Under-23 din Polonia, organizat în orașul Varsbrück. Cei 3 sportivi sunt Irinel Botez la categoria 59 de kg, Mihai Mihuț la 66 kg și Dorin Pârvan la 84 de kg. Federația Română de Lupte va deplasa la competiție 4 sportivi, lotul fiind practic completat cu Tiberiu Barbazan la 120 de kg, sportiv care a fost legitimat la Astra până în urmă cu un an. Cel mai în formă sportiv al nostru, la care speram la o medalie la campionatele europene de tineret de săptămâna viitoare, Ilie Cojocaru, săptămâna trecută a avut ghinionul și la un antrenament a făcut o disjuncție acromioclaviculară destul de urâtă, astfel că este imobilizat pentru o lună de zile cu mâna în gips și a ratat în acest fel campionatele europene de cadeți, de tineret, cât și campionatele europene de seniori. În Polonia va fi și președintele clubului Astra, antrenorul emerit Spiridon Stanciu. Deplasarea va fi asigurată de către noi, de către clubul sportiv Astra. Vom pune la dispoziție un microbuz și vom participa la aceste campionate la care avem speranțe să într-o comportare bună. Plecarea este programată pentru mâine. În ultimii ani, cercul de șah din cadrul Palatului Copiilor Arad adună tot mai mulți copii. Aceștia nu sunt grupați pe vârste, ci valoric. La cercul de șah sunt înscriși 216 copii, dar dintre aceștia unii au mai renunțat pe parcurs și am în jur de 160 care frecventează cursurile cercului de șah. În 10 grupe, dintre care una este de performanță, cu care am participat la multe concursuri naționale și chiar internaționale. Părinții preferă tot mai mult acest sport pentru că are un rol important și în educația copiilor. Șahul se adresează tuturor categoriilor de copii, dar la noi vin copiii cei mici, iar cei care au într-adevăr înclinații continuă și la vârstă mai mare. Unii care se reorientează spre alte discipline sportive, spre dans, spre muzică, fiecare unde consideră că are mai multe șanse să se afirme. Șahiștii arădeni au disputat deja mai multe concursuri în acest an, dintre care 2 în Ungaria. Am avut Cupa Prieteniei în Ungaria, la Gyula. După aceea, concursul de șah organizat de revista românească, Foaia Românească din Gyula. De asemenea, am fost la Timișoara la 2 competiții, unul de șah clasic 61 de minute cu raportare pe coeficient CIV la federație și altul pentru începători unde am fost cu 15 copii și am luat locul întâi la cei mici. Chiar am observat că în comparație cu Timișoara, Aradul la grupele mici până în 10 ani stă foarte bine. Cupa Prieteniei de la Arad va avea loc sâmbătă și duminică în incinta unui centru comercial arădean. BC Timișoara s-a calificat în semifinalele Cupei României la basket masculin după ce a câștigat returul sferturilor, dar 10 puncte diferență în dauna campioanei CSU Asesof Ploiești. După ce au avut 8 puncte minus după meciul tur, lei din Banat au reușit să se impună la Timișoara cu scorul de 84-74. Zlatko Jovanović a fost principalul marcator al gazdelor cu 24 de puncte, urmat de Bogdan Popescu cu 21, Persici 19, Tot 5, Luis 4, Pilceviș 2.
Am avut o primă jumătate foarte bună, defensiva noastră a fost bună în primele minute ale jocului, însă după am căzut inexplicabil. Știam că va trebui să câștigăm meciul pe faza de apărare. Cu toate problemele pe care le-am avut, fără Flowers, mi-a fost prea mult. Am jucat să câștigăm meciul, nu se menține în rezultatul. Am simțit că meciul e pierdut de-abia în ultima secundă, când am ratat o aruncare. Am avut la dispoziție doar 7-8 jucători și nu am putut face față cu o rotație scurtă. E o perioadă foarte grea pentru noi. Am luptat până la cap, dar Timișoara a vrut mai mult să câștige partida pentru a salva sezonul. Aportul meu a fost doar că am crezut și la minus 16. Restul a făcut jucători. Eu am văzut multe meciuri la viața mea, am condus multe meciuri și eram sigur atunci când ai o indiferență destul de devreme și asta de minus 16, adică plus 16 pentru Asesoft, nu? A venit destul de devreme. Desigur, atunci părea ca și cum totul ar fi gata, dar noi am reușit, am cerut doar ca până la pauză să încercăm să ajungem la egal și de atunci practic s-a jucat. Final Four-ul Cupei României se va juca la Pitești, iar echipele calificate sunt CSU Atlas Sibiu, BC Mureș Târgu Mureș și echipa gazdă BCMU Pitești. Punem punct aici monitorului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare la Vest TV Regional. Eu vă spun acum la revedere!